trebuie spus de la început că a fi istoric de artă, a fi cercetător, este un privilegiu, adică acela de a avea constant loazir. Nu te afli în 8 ore de lucru, toată ziua este o zi de lucru, dar o zi de lucru cu mari satisfacții și cu o libertate totală. Așa că o încadrare într-o poziție de cercetare sau chiar de cadru didactic tot în zona aceasta a istoriei artelor este un mare privilegiu. Artistul e artist și atâta tot. Adică, o definiție e superfluă. Când spui artist, spui totul. Creația nu o poți introduce într-o matrice. Nu poți să normezi orele de creație. Creatorul lucrează tot timpul sau poate să nu lucreze deloc. Luni, ani de zile, până când îi vine inspirația, până când găsește motivul potrivit sufletului său și se poate exprima. Deci a norma o activitate creativă este exclus. Nu-mi plac definițiile. Nu-mi plac aceste mijloace de a introduce orice lucru în niște norme prestabilite. Iar în creativitatea artistică acest lucru este exclus. Specificul local există, a existat întotdeauna și dacă s-ar pierde, ar fi o mare dramă. Nu pot să fiu de acord cu adoptarea fără niciun fel de filtrare prin spiritul locului a tuturor acestor isme care au venit din Occident. Nu ni se potrivește nici arta pop, nici arta op, nici tot felul de mijloace prin care artiștii cu instalații și alte lucruri încearcă să se ralieze la mișcările străine. Nu. Avem un specific național, trebuie să-l păstrăm și prin acesta ne identificăm și putem să spunem ceva în concertul internațional, universal al artei. În acest moment, cercetarea de istorie a artei la noi se află în perioada absolutului pionierat. Deci noi nu stăpânim acele, excluzând limbajul de specialitate, nu avem instrumentele de lucru. Ne lipsesc dicționarele, ne lipsesc repertoriile, ne lipsesc marile monografii. Nu ne putem limita doar la Grigorescu, Andreescu, Lucian, eventual Paciurea, Ion Georgescu. Sunt mult mai mulți artiști de secolul XIX, de secolul XX, care merită să fie monografiați. Ne lovim de impermeabilitatea cercetătorilor spre secolul al XIX, care este încă terra incognita. Foarte mulți sunt terifiați de ideea de a merge la arhivă. Ori cercetarea de istorie artă nu se poate face decât la arhivă. Să bălmăjești analize plastice, asta poate să o facă și un absolvent de inginerie sau de psihologie sau de altceva. Dar să faci o cercetare profundă înseamnă să mergi la surse. Nu să îți compui lucrările folosind bibliografia preexistentă. Bun, aia este un îndreptar, dar afirmațiile din anumite lucrări trebuie verificate. De aceea se perpetuează diverse erori și de dată și de informație, pentru că nu se studiază sursele. Uniunea de creație îți oferă, în primul rând, emulația. Îți vezi colegul care a avut un succes, dorești să îl prinzi din urmă sau să îl depășești. Relațiile noastre, caracterul nostru românesc, însă este o piedică în a ține o relație suficient de strânsă pentru a fi și creativă.
Înainte de 89, excluzând factorul politic care era dominant în tot ceea ce se făcea în materie de cercetare, situația era mult mai bună decât în momentul de față. Atunci existau niște fonduri, existau posibilitatea publicării cărților care, bineînțeles, trecuseră prin toate furcile caudine ale tartorilor de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, a cenzurii, dar apăreau. În momentul de față este dificil să publici o carte chiar dacă este rodul unei cercetări de câțiva ani de zile și este o lucrare absolut importantă pentru domeniul respectiv, pentru că nu sunt fonduri. Fondurile sunt minimalisime și de multe ori trebuie să apelez la eu personal și nu numai eu, alții, la relațiile pe care le avem cu diverse edituri, cu editori care sunt dispuși să investească fără a primi un stipendiu în acest sens de la guvern, de la fondurile care există. Arhivele s-au digitalizat în proporție foarte mică, insignifiantă aproape. Aici mă pot referi chiar la o zonă pe care am cercetat-o personal, aceea a fotografiei. Extrem de puține biblioteci au arhiva fotografică digitalizată integral. Sunt anumite zone. La Biblioteca Academiei Române, spre pildă, arhiva Satmari este acoperită, dar nu alte zone din această foarte bogată colecție fotografică. Accesul este relativ dificil pentru că sunt tot felul de obstacole care se pun în fața cercetătorului. Ori imaginile sunt scanate la o rezoluție foarte slabă, ori dacă vrei să reproduci ceva, trebuie să achiziți o anumită sumă care nu mi se pare rezonabilă atunci când este vorba de cercetare și de publicații non-profit. La un moment dat, una dintre cărțile mele trebuia să fie ilustrată cu niște lucrări de la Muzeul Național de Artă al României, vorba de ani de zile în urmă, așa, și s-au reclamat niște taxe pe care editorul nu le putea plăti. Și, în sfârșit, a trebuit să renunțăm la mare parte din ilustrația deja selectată. Iar când au mers acolo să facă fotografiile, niște custode au zis, păi va lua foarte puțin, că acum câteva zile au venit niște domni care făceau reclamă la niște articole de îmbrăcăminte intimă și s-au perindat pe aici niște domnișoare foarte elegante, foarte rafinate, aproape nud, și lor le-au luat numai 150 de euro pe fotografie. Dumneavoastră v-a luat mult mai puțin. Și mie mi s-a părut aberant, v-a să zic că la așa ceva, când se face reclamă, când se face publicitate pentru asemenea articole, ar trebui să ia niște sume formidabile, iar pentru o publicație științifică să nu se ia deloc sau să ia minimalisim. Nu este echitabilă chestia asta. Da, personal sunt totalmente împotriva publicării digitale, publicării online a materialelor, pentru că accesul, într-adevăr, este mult mai larg, dar modul de a te apropia de aceste materiale este străin, este rece, este distant, obosește ochiul, obosește toate posibilitățile de a te concentra pe respectivul material. Deci e o părere absolut personală. Constat că studenții mei din ultimii câțiva ani de zile nici nu vor să audă de lucrări care nu există online. Dacă îi trimiți la bibliotecă, este o dramă pentru ei și încearcă să eludeze cât se poate accesul la bibliotecă. Bine, e și o parte, să zicem, de vină în zona bibliotecilor, pe care trebuie să o spunem, nu? Sau, nu există așa ceva. Bibliotecile sunt, nu vorbim de perioada asta de pandemie, când nici noi n-am avut acces la bibliotecă și a trebuit să ne stopăm multe dintre cercetări. E vorba de zona, perioada normală, când bibliotecile sunt deschise, când pot să fie cerute
orice fel de publicații și se poate sta acolo să studiezi după pofta inimii. Dar tineretul nu mai are această obișnuință de a lua o carte în mână, de a o foileta, de a se uita la imagini, de a citi legendele și de a-și face note pe marginea lucrurilor pe care le-a citit, de a-și face fișe și celelalte. Sistemul copy-paste este dominant în momentul de față și este spre marea, marea pierdere a generațiilor actuale. Și ce se poate, cum se poate îndrepta acest sistem copy-paste, nu știu, calitatea de profesor? Returnându-ne la surse, exact ce am spus și puțin mai înainte. Adică una este să vibrez cum vibrez eu atunci când am în mână un document de la Satmari, de la Aman. Ajunsesem la un moment dat că puteam să copiez semnătura lui Aman, așa de multe documente Aman mi-au trecut prin mână. Și alta este să ai o tabletă în față și să-ți vină un text de, nu știu, 50-100 de pagini pe care să-l parcurgi așa, dând cu degetul, dând cu degetul, și fără să poți să subliniezi, fără să poți să-ți faci notițele pe marginea cărții. Dacă cartea este a ta, bineînțeles, nu o să faci într-o carte care aparține unei biblioteci. Dar de-aia există fișe, mergi și îți faci fișa după... Am probabil chintale de hârtie acasă, de fișe, cu tot ceea ce am scris de mână din periodicele pe care le-am consultat de 40 de ani încoace și de cărți și alte lucruri pe care mi-au trecut prin mână. Așa că acest contact direct cu publicația într-un material digitalizat nici nu-ți dai seama dacă neamul românesc este atâta sau este 30x40. Lucrurile așa sunt foarte importante. Deci contactul direct, spiritul epocii pe care îl înțelegi atunci când vezi o publicație din anii mult trecuți. După 1989 a dispărut acel factor politic de care am vorbit puțin mai înainte. Și atunci, nemai fiind presați de temerea că un element bine mobilat politic poate să-ți schimbe totalmente discursul scrierii, scrii cu libertate totală. Poți să scoți la iveală din arhive, așa cum am spus, documente care în 1949-89 așa erau trecute cu vedere, erau ținute în așa fel încât să nu fie divulgat conținutul, pentru că schimba radical subiectul pe care îl abordaseră cercetătorii. Dau un singur exemplu. Într-o cercetare a lui Oprescu și după aceea în volumul pe care l-a coordonat Raul Șorban la împlinirea 100 de ani de când s-a fondat Școala de Bele Arte, respectiv Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, asta a fost 1964, se spunea că în 1866, în momentul în care a venit pe tron principele străin, Carol I de Hohenzollern, s-a tăiat bugetul școlilor de bele arte. Pentru că nu se dorea să fie încurajați progresiștii care activau la aceste școli, care puteau să fie totuși în spiritul Revoluției de la 1848 și a Unirii Principatului în 1859, adepții lui Cuza, etc. Mergând la sursă, am descoperit care era motivul. A fost o eroare a ministrului finanțelor, Strat, care a tăiat din buget Școala de Bele Arte. În acel an 1866. Anul 1866 a fost un an cu mari tulburări. Abdicarea forțată a lui Cuza, după aceea invitarea unui principe străin care a fost Filip de Flandra, care a fost practic domnitor numai 2 săptămâni și după aceea a abdicat, nici n-a venit în țară. Așa, și după aceea persuadarea tânărului principe Carol I de Hohenzollern să ia domnia acestor principate. El venind pe Dunăre incognito, pentru că în acel an era războiul dintre Prusia și Austria și el ca principe și militar prusian putea oricând să fie arestat.
Și de-abia când a ajuns în portul românesc și s-a dat jos după punte, și-a dat seama capitanul vasului că îl avusese pe nava sa și putea oricând să îl aresteze și să-l predea austriecilor, pentru că nava era austriacă. După aceea, pericolul invaziei trupelor otomane care se aflau la sud de Dunăre, care nu acceptaseră totuși unirea decât sub domnia lui Cuza Vodă, așa, și formarea unor trupe de voluntari ca să preîntâmpine această invazie, trupele de voluntari fiind comandate de generalul Gheorghe Maghieru, dar aceste trupe de voluntari erau mai mult borfași și dezertori și tot felul de tipuri nesigure, care după câteva luni de zile, mai ales că nu erau nici echipate, nici aprovizionate, au fost desființate pentru că era o mare pericol pentru liniștea și ordine și siguranța zonelor în care erau ei concentrați. În acea perioadă, în vara respectivă, Strat a gândit că este bine să se taie bugetul școlilor de bele arte. Atât Aman cât și Gheorghe Panaiteanu la Iași au început să facă demersuri pentru a se reînființa școala. Aman a făcut un memoriu în limba franceză care i-a înmânat domnitorului. Domnitorul l-a parcurs și a pus o apostilă în care se spune că să se reia cursurile, iar Bardazare a organizat repede, cum Panaiteanu a organizat repede o expoziție atunci când domnitorul a venit în vizită la Iași și i-a arătat lucrările elevilor. Practic, școala n-a fost desființată decât câteva luni de vară, când oricum era vacanță. Au fost reluate cursurile din toamnă și, pentru că încă nu erau fondurile necesare, acești patrioți, acești proteici creatori de învățământ artistic, care au fost Panaiteanu și Bardazare și Aman, au subvenționat pe spese proprii pe studenții, pe elevii mai sărăcuți. După care școala a început. Deci nicio vorbă despre atitudinea dușmănoasă a principelui care nu voia să încurajeze artele și în care simțea că artele românești erau un pericol pentru el, pentru tron, pentru celălalt. Da? Asta este. Arhivă. Până în 1989, ca să fie admis să studiez la Arhivele Naționale, unde eu ce căutam? Căutam Ministerul Culturii și Instrucțiunii Publice, căutam Ministerul Lucrărilor Publice, unde erau diverse comenzi pentru lucrări de for public ale lui Ioan Georgescu, ale lui Vladimir Hegel, lucruri de genul ăsta. Pentru a avea acces acolo, trebuia să ai o adresă specială de la direcția muzeului la care lucrai, respectiv Muzeul Municipiului București. La Biblioteca Academiei Române era o zonă unde se aflau publicații la secret. Și pentru aia trebuia să ai o adresă specială de a te lăsa să studiezi publicațiile care nu erau date la liber. Iar selectarea acelor publicații era absolut ridicolă. Adică The Illustrated London News să fie la materiale secrete. Pentru ce? Că nu era nimica. Și era publicație de la 1850 până la zi. Deci erau trecute în chip arbitrar. Bun, niște reviste legionare, înțeleg să fie pentru perioada respectivă puse la index, dar publicații absolut benigne, care n-aveau nicio legătură cu criticarea guvernului comunist sau altceva, pentru ce să fie acolo? De cei care au făcut selecția au făcut-o absolut arbitrar. Acum, normal, ai acces și la CNSAS, ai acces și la arhivele diplomatice, deci se pot face studii extrem de extinse și așa încrucișat. Nu toată lumea avea acces la arhive, pentru că nu primeau aprobarea de la conducerea instituției la care lucrau. Spre pildă, tot o cercetare personală. Am fost foarte uimit când am scris o monografie despre Amedeo Preziosi, care a lucrat pentru principele Carol I, că
anteriorul monografist, care fusese profesorul meu de la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița, este vorba de Marin Nicolau Golfin, care și-a dat doctoratul în Prețioze și a publicat o plachetă la Editura Meridiane, nu studiase arhiva. Nu fusese la arhivă. Și acolo erau foarte multe documente care puteau să lămurească multe lucruri pe care el le lăsa așa în, cu semnul întrebării. Spre pildă, erau niște situații în care opere de Preziosi erau preluate de Satmari și făcute una, două, trei, patru copii după ele, inclusiv semnate. Și stilul dintre cei doi era totalmente diferit. Numai faptul că lucrau în acuarela amândoi îi apropia, dar altfel stilistic erau foarte departe unul de celălalt. Prin documentele de arhivă lucrurile s-au lămurit, pentru că la un moment dat principele Carol i-a cerut lui Satmaris, care era pictorul curții, să facă un număr de copii după lucrările lui Preziosi, pentru că le dădea și el, principele Carol, cadou oaspeților care veneau din diverse părți. Și atunci Satmari s-a apucat, a avut copiile, unele le-a lăsat nesemnate, altele le-a semnat chiar cu nume propriu. E, dacă ar fi știut, între timp Preziosi și moare, așa că Satmari a avut șansa să trăiască mult mai mult decât amicul său, cu care hălăduise prin ținuturile românești și îi și prezentase zone foarte frumoase, așa că a putut să facă acest lucru, dar a fost un mare semn de întrebare pentru cercetători cam de la Emanuel Bucuță, care scoate prima publicație Preziosi, și până la, de la Emanuel Bucuță la Marin Nicolau Golfin. În ultimii 9 ani de când conduc acest institut, am încercat să acopăr cât de cât secolul XIX, care a fost frustrat de cercetările din deceniile anterioare. Practic, secolul XIX a fost în obiectivul lui George Oprescu atunci când a fondat acest institut, el însuși fiind interesat de arta secolului al XIX. Așa au fost date câteva teme mari care trebuiau să le execute cercetătorii. A fost monografia Amant, pe care a semnat-o Radu Bogdan. După aceea Radu Bogdan s-a orientat spre Ion Andreescu, neterminând vreodată monografia, până în anul morții se tot plângea că el mai are încă două volume, cel puțin, de publicat. Remus Niculescu s-a ocupat de Nicolae Grigorescu, dar fără a putea să termine o cercetare exhaustivă. A colaborat, bineînțeles, și cu Oprescu, publicând împreună două volume ale monografiei Grigorescu. Și după aceea monografii mai mititele, care până la urmă nu poate să facă un mare corpus al istoriei artei românești în secolul al XIX-lea. Sunt încă extrem de multe goluri. George Demetrescu Mira nu are o monografie amplă. Sunt monografii mititele, dar nu una definitivă. Satmari la fel, nu are ceva de genul ăsta. M-am mai ocupat eu, dar nu pot să spun că e o lucrare definitivă. O lucrare definitivă trebuie să fie o lucrare de câteva sute de pagini, nu așa fragmentele, studii de 25-30 de pagini cu ilustrație foarte bogată. Sculptura are și ea părțile ei bune, pentru că tot Oprescu a făcut un prim volum de istoria sculpturii românești și în momentul în care am preluat eu conducerea în 2011, era în lucru un dicționar al sculptorilor din România care a apărut, m-am străduit să îl fac publicabil și se află la îndemâna celor care sunt interesați. În două volume, acoperind sculptura românească de la începutul, deci secolul XIX până la zi. Am în lucru un dicționar al graficienilor de secolul XIX. Un dicționar al pictorilor de secolul XIX este gata și este sub tipar, probabil că până în decembrie o să apară. Și după aceea am lansat o istorie a institutului, pentru că este interesantă și
cercetarea cercetării instituționalizate. Și atunci am plănuit o lucrare amplă, în trei volume. Primul volum este gata, trebuie doar să scriu eu prefața și să-l dăm la tipar probabil în ianuarie sau februarie 2021. Istoria Institutului de Istorie a Artelor 1949-1969, deci cei 20 de ani de directorat al lui George Oprescu, urmând 1970-89, perioada cea mai critică și cea mai vulnerabilă, care este deja în lucru, și după aceea probabil că cel care va veni în acest scaun directorial după mine să continue din 90 până la zi sau cât se va putea. Deja avem niște cercetători specializați pe aceste teme, au măturat arhiva Institutului, au cercetat și în exterior periodice publicații adiacente cercetării Institutului de Istorie a Artelor și lucrarea este foarte bună și foarte utilă. Bun, e o lucrare informativă, nu e o lucrare strictamente de istoria artelor. Pentru aia, probabil că va trebui să mai vină și alte generații. Și există în numărul de cercetători, ducem lipsă de anumite zone care nu sunt acoperite. Spre pildă, avem pentru artele plastice în secolul al XIX-lea, dar nu avem pentru arhitectură în secolul al XIX-lea. Doresc de ani de zile să înființez un post de cercetarea artelor decorative, care la fel sunt neacoperite și niciodată nu s-au abordat în acest institut. Deci lucruri care nu pot să ofere o imagine amplă asupra creativității românești din toate epocile. Pentru arta veche avem tot așa specialiști în pictură, dar nu avem în arhitectură. Nu mai vorbim de artele decorative, care sunt foarte importante pentru perioada veche, pentru secolul 16-17-18 românesc. O venerabilă doamnă, care a fost directoare la Muzeul de Artă din Constanța, doamna Florica Cruceru, s-a apucat după pensionare să strângă materiale despre diversi istorici de artă. Acum elaborează un dicționar al istoricilor și criticilor de artă din România, cred că este chiar pe finite. A făcut câteva volume dedicate lui Ion Frunzeti, adunându-i scrierile care erau răspândite. Și la fel a făcut o monografie a Muzeului de Artă din Constanța. Deci, asemenea monografii sunt foarte importante și foarte interesante. Dacă toate județele, să spun, țării care au muzee de artă importante s-ar gândi să dedice, să afecteze câțiva cercetători spre această zonă, ar fi extrem de bine. De la Paul Rezeanu nu mai există o altă monografie privind artele plastice într-un anumit teritoriu, într-o anumită zonă. El a făcut artele plastice în Oltenia. N-a făcut nimeni artele plastice în Moldova, n-a făcut nimeni la fel artele plastice în Transilvania sau în Banat. Deci ăștia ar fi cărămizile care ar forma practic baza, fundația unei adevărate istorie a artei românești. S-a scos anul trecut un volum, de fapt două volume foarte importante, Arta în România, de la începutul până în contemporaneitate, coordonată de academicinii Răzvan Teodorescu și Marius Porumb, o lucrare de sinteză foarte importantă, care în sfârșit acoperă ceea ce nu aveam până acum, pentru că din 1958 nu s-a mai scos niciun fel de altă mare istorie a artei românești. Au mai apărut în 68 și în 70 două volume groase care au fost practic bibliografie pentru perioada când am dat eu admiterea la Facultatea de Arte Plastice.
pentru perioada veche. Dar la fel secolul XIX n-a mai fost elaborat, la volum pentru secolul XIX lucra Frunzetti, din ce motive n-a mai fost publicat acel volum, care trebuia să apară în 1971 sau 72, n-am de unde să știu. Și trebuia să fie adus până la artă contemporană, care o făcea Dan Grigorescu, dacă nu mă înșel. Acum, cercetătorii vechi învățăcei care au folosit acele volume au ajuns să elaboreze, și unii mult mai tineri decât ei, așa, au ajuns să elaboreze acest mare op al istoriei artei românești. Dar nu este totul.